Începând de luni 25 iulie, temperaturile din termometre indică valori de peste 33 de grade Celsius. Nici ieri sau astăzi căldura mare nu s-a mai potolit. Reporterii Roman TV au realizat o mică demonstrație prin care au văzut care era, la ora 14, în Roman, temperatura la soare, pe asfalt și în atmosferă. Valorile date de termometru la umbră indicau în jur de 29 de grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, de luni 25 iulie și până pe 7 august, va fi caniculă în mai toată țara. Astăzi, la Roman, la ora 14, vom face un mic experiment. Alături de colegul meu Cătălin, avem aici un termometru digital și vom încerca să măsurăm cu aproximație temperatura asfaltului și temperatura atmosferică la soare. Exact, Alexandra, e vorba de un termometru cu laser. Din câte cunosc eu, această sculă are... poate da o eroare de 1-2 grade Celsius, așa că vom măsura temperatura cu aproximație. Dacă tot suntem aici, haide să începem cu temperatura asfaltului la soare. Undeva în jurul a 47 de grade Celsius și chiar 48 de grade Celsius, hai să încercăm și cu temperatura atmosferică la soare. 37-38 de grade Celsius. 38,5 temperatura maximă. Da, după cum se vede, e o zi caniculară. Cu alte cuvinte, ne topim. Până și termometrul ăsta a început să dea eroare. După cum putem observa, la umbră temperatura depășește cu puțin 30 de grade Celsius, iar temperatura asfaltului este aproximativ identică, 29 de grade Celsius. Pe strada Anton Pan din Roman, deși oamenilor le era greu să circule pe stradă la ora 14, cortul de prim ajutor al primăriei nu era amplasat pe nicăieri, iar câțiva bătrâni care treceau prin zonă se așezau pe câte o bancă la umbra unui copac sau doi din cei care au mai rămas în oraș după toaletare. Există un cort de prim ajutor amplasat nu, pe undeva? Nu, n-am văzut până acum. Eu știu, o fi mai încolo, pe aici în zonă nu-i. Ești? Ați văzut dumneavoastră? De asta vă întreb. Nu, eu nici eu nu am văzut. E un curt în care ar trebui să primiți un pahar cu apă rece. Trebuie să fie, dar nu văd. V-ați fi dorit ca prin Roman să existe mai multe puncte unde să fie umbră și să fie mai mulți arbori să stați? Trebuie neapărat pus ca să crească alții. Că eu-ți mă trai uite la. Dacă n-ar fi aici, n-ar putea stau aici. Da, copacul ăsta. Nu, ăla de acolo. Am înțeles. Păi... trebuie neapărat. Da. De câteva zile de când a început canicula, știți cumva este vreun cort aici amplasat de prim ajutor cu apă rece și cu tensiometru? Nu este niciun. Nu este niciun post. În zonă la noi, nu. În Anton Pan. În Anton Pan, bineînțeles. O fi mai la deal, dar aici, pe partea asta unei lumii, mult nu este. Ar fi bine un cort de prim ajutor. Până la urmă, până la amplasarea corturilor și până când puieții, abia plantați în această primăvară, vor crește, oamenilor nu le rămâne decât o singură soluție. Să stea mai mult în casă, cu sticla de apă mereu la îndemână. Stau mai mult în casă, cu apă, cu... mai puțin băutură, mai puțin... alcool, adică nu băutură. Da? Lichide mai mulți de la alcoolici. Și se face, așa se treabă.